Situația energetică din Republica Moldova la momentul de față, cum o vedeți dumneavoastră? E foarte bună și conducerea a gestionat această situație foarte bine. În condițiile astea sunt bravo. Eu nu sunt mare expert în energie și în rasa, dar ar fi de dorit să fie mai stabilă și omul să fie liniștit, poate să-și plătească toate bonurile și să fie un fel de relații mai bune între toate țările, ca să putem să trăim bine cu toți și cu partea cealaltă și asta. Și noi asta vrem, stabilitate și plan energetic în toate părțile. Și gazul e scump și lumina e scump. Pentru moldoveni la noi e foarte scump. După timp, deoarece banul se dezvalorează, așa că scumpire așteptăm. Se procură gaz acum și se depozitează în locurile unde, cei drept noi nu avem depozit, dar în Ucraina și în România, ministrul energetici a încheiat un memorandum cu centrala nucleară din România pentru a deveni, mă rog, să putem procura de la dânsii curent electric mai ieftin. Și cam asta, eu văd, credeți că conducerea publică face multe lucruri în domeniul ăsta, fiindcă ne-am ars odată de acum. Bate la buzunare la tăți. Lumina o aprindem când îi trebuie așa o leacă și pe urmă închidem. Ce să facem? Trebuie să facem economie. Cum vă pregătiți de sezonul rece? Păi ca toți oamenii, depinde. Dacă eu am casă pe pământ, eu mă pregătesc și cu una și cu alta, să am și pentru sobe. Ne ducem lemnele, le tăiem și le punem la loc. Și tot așa e bine. Plecăm din țară, facem bani, vinim, trăim o leacă și iar plecăm. Să fiu sincer, încă nu m-am pregătit și nici nu m-am gândit din cauza multor împrejurări grele. Nu m-am gândit încă la asta, prea de vreme, adică să mă gândesc. Eu mă pregătesc, trăiesc la țară și am de tăte, mă înțelegem, dar sunt oameni la oraș care n-au obcăți de pâine. Ne pregătim să avem bani când a fi de plătit mai mult, să avem și plăti. Asta e marfă care trebuie să o plătești. Ai consumat, plătești și gata. Ne pregătim cu o leacă de lemne de acolo, cu de coace o leacă și altfel ce să facem. Trebuie să ieșim din situație. Da, cum mă pregătesc? Am vrut să-mi termoizolez pereții, dar cred că nu o să izbutesc anul ăsta. Și facem economie, mă rog. Trebuie să fie ferestrele bine încleiete dacă n-ai posibilitatea să le schimbi. Ce ar trebui să facă autoritățile pentru a asigura cetățenii cu gaz și energie electrică? Eu cred că ei știu ce trebuie să facă și fac. Chiar când ieri chiar am auzit că am intrat deci, în partajare acolo la Cernavodă. Noi ne-am ținut foarte mult acum și ne ținem pe dânși. Ia ne închipăiți, n-ar fi Uniunea Europeană și România. În ce stare am fi fost noi acum? Pe mine nu mă interesează că din Rusia ori european, dar pe mine mă interesează prețul. Cât e mai puțin mic prețul, cu atât pentru interesul oamenilor trebuie să fie, pentru interesul oamenilor. Eu de ce spun? Noi trebuie să trăim cu toți bine. Oamenii tot sigur că sunt cointeresați, dar mai mult sunt interesat Parlamentul și oamenii care noi am votat ca să fie bine pentru toți cetățenii și să fie liniștiți, cum am fost și mai înainte, când era o stabilitate mai bună. Asta ne dorim. Для того, чтобы был газ и электричество у всего населения, нужно дружить с Россией, понимаете? Здесь цены невообразимые. Шантажу и реал. Cu asta ei ne cumpără pe noi toată viața. Ar trebui să lupte autoritățile, în primul rând, de dânsul depinde autoritățile noastre. La piața din Est, mi se pare că noi am refuzat completamente. Se fac unele măsuri pentru a fi conectați la posibilitățile Europei pentru procurarea energiei și electrice. De exemplu, se face lucrările pentru reconectarea traseului este de la sudul Republicii cu rețelele de electrice din europene și sursele de gaz cumpărăm din Azerbaijan, din Bulgaria, este un contract. Când a fost președintele de Bulgaria la noi, el a spus că da, noi și cu Grecia, așa că mi-mi pare că se face mult.